frumusețe de mașină. Hei, salutare tuturor, eu Schina aici și bine am găsit la un nou episod din seria asta de Need for Speed Most Wanted Criterion. Hai să continuăm. De data asta avem acest Lamborghini Aventador G și trebuie să batem următoarea mașină de pe locul 4 și acela este un Lamborghini Aventador. Ok, set destination 2,1 km. Lamborghini Aventador. Hai să vedem. Beat de Lamborghini Aventador. Ok. Mamă, Most Wanted level 5. Practic, Aventadorul G e varianta Aventadorului doar că decapotabilă. Și bine, l-am evoluat puțin. Ca să avem... Ups. Ca să avem și șanse împotriva lui. Cam frică de unii din ăștia. Și asta, și asta e o mașină absolut superbă. Ok. Față, direct. Oh, nu zău. A, în față e blocadă, deci înseamnă că trebuie să iau în dreapta. Drift. Ups, am forțat prea tare. Un roadblock cu țepi. This is kind problem. Ok, du-te. De obicei am zis să fac episoadele de Need for Speed un pic mai scurte, în care batem din prima mașina Most Wanted și... Ups! Și pentru că am văzut că nu se uită lumea atât de mult la ele, deși eu chiar vreau să termin această serie, îmi place foarte, foarte mult, doar că văzând că nu e atât de mare interesul, normal, partea pentru care, să zic, s-ar uita și puține persoane, o pun exact la început, adică cea în care batem efectiv mașina Most Wanted. Nu zic că mai ok așa, decât... Rai tu să fii. Nu zic că mai ok așa decât să lungesc într-una videoclipul. Ups. Nu sunt sigur dacă am pe asta customized tires. Ba, uite am. Ce mai ok. Nu știu, părerea mea. Adică, da, nu prea am atât de mulți fani for spinning te-am văzut și... Și pentru puțini fani care se uită, eu vreau să termin seria și vreau să o termin gen să fie ok pentru toată lumea. Adică, episoadele nu foarte lungi și... Mersi la burghii, de apreciez! Episoadele nu foarte lungi și pe cât se poate interesante. Nu se poate, nu se poate, nu se poate, nu se poate. Ba da, se poate. Perfect! Iubita Lamborghini Aventador. Most wanted beaten. Shut him down to win his car. Aventador contra Aventador. Nu știu, în ultimele episoade mă gândesc ca să fac cursele cu varianta... Au! Varianta mașinilor cum ar veni din DLC. Deci cele mă ustoane doar că din DLC. De exemplu, McLaren contra McLaren. Sau ăsta o distorul. Genial. Uite-l. Acum, haide. Perfect. Soare, orbitor. Ups. A, nu l-am luat așa. Bine, și am văzut și pe câțiva care a zis că lumea nu face jocul ăsta pentru că e un fel de jignire adusă lui Most Wanted din 2005. Păi,
acum, sincer, fiecare cu propria lui părere. Mie, de exemplu, da, într-adevăr, îmi place foarte mult din Most Wanted-ul din 2005, dar nu pot spune că jocul ăsta îl consider mai prejos neapărat. Adică are o grafică incredibilă pentru 2012, plus DLC-urile apărute mai târziu. Și chiar mi-l place. Nu văd de ce ar fi... Bine, înțeleg, e un remake, dar nu văd de ce ar fi... L-am bătut? Dup? Now available in Easy Drive. Change car. Lamborghini, Aventador. Ok. Races. E un sprint race. Set destination, nu mă las... Ok, 1,5 km. Park and country. Finish first. Ok, intro-urile astea sunt din ce în ce mai ciudate, sincer. Și iarăși e poliție, normal. S-ar putea fără poliție vreodată, nu cred. Așa. Perfect. De obicei fac cursele de început pentru că sunt mai ușor de făcut. Cam asta e una din chestii, respectiv sunt mai ok față de altele care apar mai încolo. Unele sunt lungi. Da, gen foarte lungi, gen... Există o cursă around the world, nu mai sunt sigur exact la ce clasă de mașini. Și doar că am făcut-o și e extrem de lung, adică e un sprint de 20 de kilometri sau mai lung chiar. Și mai aiurea e când la acea cursă e când conduci foarte mult și pe ultima sută de metri te ia. Cei drept cursa are loc doar pe autostradă și nu sunt sigur dacă mașina asta, nu m-am uitat, are una. Cei drept știu că Bugatti și cele din DLC-ul Light Ultimate au. Du-te de aici. Ups. Asta a urmărit. Efectiv. Locul 3. Din Transnistria. Ăla nici n-am înțeles pe unde o vrut să o ia. Luat-o prin dreapta, nu văd chestia aia o scurtătură, dar... Că-n mintea lui nu știu ce sunt. Nu știu ce să cred. Na, robot. Ok, lumea s-a dus pe traseul ăla, m-a dus pe ăsta. Uite finish-ul. Nope! Primul! De data asta nu o să pun off-road tire și o să pun doar asta. Până unde nu sunt sigur dacă o să am nevoie de el în cursa următoare, cum s-a întâmplat în episodul trecut. Nu. Ok, să mă recolorez atunci. Da, nu a ieșit. Și roșu nu-mi place cum arată. Pleacă. Deci o mașină. Land Rover. Da, pe aici mi-aș fost utile, de fapt.
nu o să le treacă prin cap să uite jos. Am uitat să opresc motorul, cred că era mai ok. Customize tires. Trebuia, poate, să-l m-ar fi ajutat pe aici. Races, dar nu are around the world. Circuit race, lightweight chassis și track tires. Astea îmi sunt utile. Mai nou și track tires, dacă nu folosesc, dacă nu fac cursa aia cu smash and grab. Sincer, de intro-ul ăsta mă dor ochii, așa că mai bine îi dăm skip. Ce naibă? Ce? Ok, cineva ar trebui să nu le mai dea carne la conducere la polițiști. Aoleu, ce da să-mi iau. Să schimb circuitul și să ghicesc că la... Sau nu vine cu mine. Ba, ăștia vor. Normal că vor. Dar mai loviți-vă și între voi, transnistrienilor. Bravo, vouă! Văd că-s trei ture. Și le-am Bugatti cumva? Da! Roadblock. Easy. Nu știu dacă în jocul ăsta poți să ai o tură avance. Gen... Nu cred că ai cum, pentru că fiecare mașină are propriile ei curse și proprii ei oponenți. M-am speriat rău de țepii aia. Și de aia. Ups! Îmi place că mașinile astea când și astea, dar și alea de poliție, când trec prin țepi, n-au nimic. Și în 2005 la fel era. Numai eu am ceva. No way. Ok, Bugatti, ok. Du-te de aici. Du-te. Nu iar tu. Cu țepii tăi transnistrieni și aici țepia nu se despawnează, rămân acolo efectiv. Așa că dacă vreau să o iau pe aici, ar trebui să am atenție mare. Sau? S-au despawnat cumva? Ok, aparent s-au despawnat, dar nu. Burn. Am scris cum îi sai nitro pe mașină, adică plăcă de alea albastre și chestii. Ok, finish și acum trebuie să scăpăm. Track tires o să mă ajute de data asta și la fel și lightweight chassis. Accept? Accept, pentru că n-am decât de câștigat. Tira. Ce stai aici, tăiți? Să vă văd acum. Asta e, am uitat să termin asta.
și am văzut în față un roadblock. Bine, ești văzut. Nu se reușesc să ajung în dreapta aici și opresc motorul. Ori asta o schimb mașina. Dar nu, am început cu Lamborghini, termin cu Lamborghini, nu știu ce mașină aici. A, e un alt Porsche. Gata. Ok. Dar că m-am adus cu acest episod și știu că fac episoade scurte, bine, cât de cât ok, zic eu, așa. Eu chiar sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem în continuare episoade cu Need for Speed, nu uitați să lăsați un like și noi ne auzim data viitoare. Okay, pa!